și Mișlea Wineries, unul din actorii Teatrului Vinului și Gastronomiei, desfășurat în perioada 22-25 februarie în incinta Moldexpo, a jucat rolul principal în una din zile, impresionându-ne cu un spectacol de zile mari. Scopul acestuia este unul global, și anume de a populariza cetățenii Republicii Moldova cu produsele noii linii de vinificație marca CI. Прошло все очень удачно, и я думаю, что опыт презентации вин совместно с блюдами гастрономии будет иметь невероятный успех, который имеет место быть уже в странах Европы, в странах Балтии. Люди должны знать, с чем потреблять вино, как его употреблять, как правильно употреблять. După cum ne relatează Dorin Mândru, vinificator de 13 ani, Cimișlia Wineries reprezintă. Până în 2006, această companie, care se numea agrofirmă Cimișlia, pe timpuri activa foarte intens și foarte mult exporta. Din păcate, atunci era numai piața de desfacere Rusia. După 2006 a fost un mic repaus. Între timp s-au schimbat și acționarii aceste întreprinderi, după care au fost mari investiții și a fost modernizat foarte mult tehnologia și toate instrumentele cu care se poate produce un vin. Invitații au avut ocazia de a-și delecta simțurile cu bucate preparate după recetele bucătarului șef venit tocmai din Cipru, domnul Panayotis, acompaniate de gustul divin al vinurilor de Cimișlia: Chardonnay, Sauvignon Blanc, Merlot și Cabernet Sauvignon. Cei prezenți au rămas pe deplin satisfăcuți. Deosebit e foarte interesant prezentările acestea bucătării. Sunt vinuri foarte bune, precum și vin Cabernet, care l-au prezentat, și vinuri albe, adică sunt superbe toate. Cabernet Sauvignon прекрасно и Chardonnay тоже очень хорошо. Producția CI a fost nominalizată ca cea mai bună marcă la export. Vinurile CI au luat premiul mare, Mercurul de Aur.